Și pot să sun după ăsta non-stop? Bineînțeles. Este linia gratuită înființată de Secretariatul Guvernului. Auzi, dar unde sună? La guvern. Bine, bine, la guvern, la guvern, dar unde mai exact? Doar noi suna direct la... La Biroul European și Integrare NATO. La numărul 809. Puteți să faceți o probă dacă vreți, eu am terminat. 890, a? Da. Alo? Să rămână, domnișoară. Mă scuzați că vă deranjez. Fiți, vă rog, amabilă, puteți să-mi dați și mie adresa și indicativul unității NATO de elită din România? Suntem singuri, alții nu. Aha. Mulțumesc mult. Sărut mâinile. Competenți oameni. Se vede că la guvern nu angajează pe pile. Mersi frumos. N-ați ce, vă salut. Mai bine. Sărut mâna. Da, tot eu sunt. Nu s-a întâmplat nimic. Vroiam doar să vă rog să-i transmiteți domnului Năstase că la noi totul este în regulă. Veghem. Da. Mulțumesc, sărut mâna. Măi, simțiților, pe mine m-ați luat voi toate ziarele cu poze, mă, și mi le-ați lăsat mie pe ăsta cu scris? La ochii mei, ce are, mă, cu ce-i vinovat să suferi în halul ăsta, mă? Eu nu știrile dați, că n-am apucat mășcul strău ochii. Șeful, ar fi niște știri, niște afaceri de-astea cu privatizare, dar n-avem noi bani pentru așa ceva. Bă, trașcă, mă, păi puneți-vă, mă, și voi bite la contribuție, mă, că altfel o să muriți părliți, mă. Păi, mă, credeți că Bill Gates ăștia, frații Becali sau, mă rog, alți miliardari cu care mai mă cunosc eu, ăștia au pornit în viață, mă, cu milioane? Nu, șeful? Nu, mă! Normal că nu. La început a fost și la fel ca tine. Rupți în fund. Să vede șeful că de-abia am cusut. O figură de stilchiorete, o metaforă, o metastază. Și te dracu frustul cuvinte de-astea în cultura ta preorășenească, recte de tarla. Păi, afacere de succes să face fără bani. Hai șeful că exagerați. Păi nu poți să câștigi dacă nu investești. Să mori tu, dar administrația financiară cum poate pupăza? Păi e de stat? Dacă e de stat, stai, bă, stai, dacă e de stat, că de-aia trebuie stai, că de-aia ăștia grăbiți ca tine nu fac nimic. Vă scuzați, de stat, adică a statului. Administrațiile financiare nu sunt afaceri private, da? Ce vorbești, mă? Păi țara asta nu mai e nimic de stat, mă, vândut ăștia tot, pune și copiii. Dar cu ce tine ziarele alea nu poți să mici, băi, mă, nu mai ții nimic. Știe țăranul ce-i business-ul. Șeful, am eu o idee de afacere. Păi, fată, dacă e cu bigudiuri în păr și cu o jăpădece, te să-ți iasă din cap. Nu mai am. Șeful, știți ce? Vezi că tu ții direct. Nu, vreau să vă citești noastră ce am citit aici. Zice că cea mai mișto afacere cu investiție zero este în industria erotică. Cunosc o goașă, dar pe cine vrei să scoatem pe traseu? Vezi tu vreo femeie pe aici? Măgarilor! Șeful, dar nu la prostituate se referă ăștia, ci la cabinete de masaj erotic și la liniile fierbinți. Păi, gogoașă, masaj erotic într-o unitate NATO? Bă, ar fi marfă. Și zicem masaj eroic, ca să nu se prindă barosanii. Vă dați seama să venim de la instrucție, asudați, ne întindem pe paturi și să vină cât o brunetă focoasă, să-ți facă un masaj așa cu uleiuri parfumate și să se urce pe tine și să înceapă. Wow! Ce gogoașă, ai terminat deja? Nu, șefu, dar știți cât au câștigat ăștia anul trecut în industria erotică? 22 milioane! Mare brânză. De dolari, șeful! Mama, și nu-ți trebuie decât o linie telefonică, o voce care se geamă mișto la telefon și mă rog frumos numărul ăla cu 8989. Auzi, bă, așa. De unde luăm noi, bă, număr de ăsta cu 8989? De la aia de la telefoane, șef. Domn sergent, aveți cartele ceva? Că eu am plecat. Stai, bă, un pic așa, unde pleci? Că avem noi ceva de discutat, o chestie importantă. Fii atent ce vreau să facem. Sărut mâna. Da, tot eu sunt.
Da, știu că este a 10-a oară, dar știi, vreau să... Auzi, poți să-mi spui și mie cum te cheamă? Că poate dacă nu mai suntem așa oficiali, nu te mai stresezi. Aha. Avem nervi, a? Bine. Sigur ai înțeles că are conexiunea? Trebuie să explică lui ăsta că ăsta-i mini-tehnicus. Asta e roșu, firul. Roșu, și ăla verde? Asta e noua linie a comandantului. Tel verde cu secretariatul guvernului. N-ai treabă cu ea. Nu o îndui decât la cel roșu. Roșu. Desine din centrală când deliberezi postul să faci legăturile. Aha. Și chiar o să avem tarif de la ca la 8-9-9? Normal, doar abonamentul e trip. Aha, dă-l dracu abonament, bă, lasă. Pește să fie baltă, că formă ne descurcăm noi. Hai că mă duc în centrală. Păi, du-te, fugi în centrală. Păi, mă duc. Du-te odată, că tăi mi-s mai, mai pierde timpul pe așa. Așteaptă șpadă. A, da. Du-te, mă, că te rezolvă noi. Hai, fugi, că te sună noi după ce luăm peștele din baltă, că doar nu să se după uscat așa, nu? Alo, iubitul, lasă-mă să-mi fierbinte. Măi, fată, bine că nu-i dai și două palme. Mă, omul ăla sună la tine ca să se excite, da? Nu să te rățoi tu la el. Ancuța, fii atent aici. Vocea ta trebuie să fie senzuală, caldă, să vorbești încet. Înțelegi? Alo, iubitule, sunt fierbinte. Măi, măi, ești fierbinte, dar n-ai temperatură, nu ești bolnavă, da? Măi, Ancuța, vocea trebuie să fie puternică. Tonul însă trebuie să fie cald, sexy, incitant. Înțelegi? După față nu dă semn. Da, eu îmi bag picioarele. Stai, dragă, că trebuie să-ți bagi altceva, nu picioarele. Băi, terminați, mă. Măi, Ancuțo, draga mea, este foarte simplu. Trebuie să gemi sacadat. E ca atunci când faci sex. De unde trebuie să știu eu cum e când faci sex? Că în unitatea asta nu mai e un uci. Bine fac. Hai că ți-aduc eu aminte. Sărută-mă. Auzi, nu mai bine îți explic eu. Hai, stai că îți explic totuși. Bă, eu am plecat, gata. Stai, dragă, aici, că mâine lansăm afacerea. Ce vrei să pornim direct falimentari? Chiorete, fă-mă un masaj. Cine voi eu? Ba nu, mă. 10.000 de paraiți, spune ceva. Hai, dragă, întinde-te să facem masaj. Vai de capul nostru și dă-te și mai încolo. Hai. Măi, frate, alea de la liniile erotice, gen mai... Ce te uiți, mă, așa? Am văzut și eu în filme, ce-i? Dă drumul la treabă acolo. Mai tare! Asta e! Așa! E genial! Așa, așa! Asta e! Mamă, ce spirit de pedagog am în mine, auzi? Așa! Bogoașe! Hai, gata, gata, hai că a sunat omul! Fă legătura, hai mă! Ce faci, Gogoașe? Cu ce fac, mă? Tai firul, n-a spus să... Pe ăla? Păi pe ăsta, n-a zis să-l dai pe la roșu? Bă, ăsta roșu de la guvern! Ăla verde de la guvern, așa a spus ăla! Cum să fie, mă, Gogoașe, ăla verde? Guvernul și Cotroceniu sunt întotdeauna pe roșu, de aia îi zice firul roșu! Gogoașe! Da, șeful! Vezi că nu e tot! Oh. Imediat, șefu! Hai dracu' odată că pierzi o cărută de bani! Da, șefu! Băi, nu mai țipați că vorbesc la telefon! Să rot mâinile! Da, 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 tot eu sunt! Da, cer scuze că te deranjez! Auzi, da, astăzi cu ce ești îmbrăcată? Hai! Alo! Alo! Alo?
Alo? Mă, s-a întrebat, ce are? Alo? Așa, mai tare! Așa, relaxează-te! Gata, șeful! L-am legat! Bravo, bă, Gogoașă! Ia uite, a și început să sune, bă, că le-a arătat a portofelelor de clienți. Răspunde, hai! Alo, iubitule, de-abia așteptam să mă suni. Sunt atât de fierbinte. Domnișoare, eu de fapt... Așa că și tu vrei să o facem... Da, adică nu, adică nici nu ne cunoaștem. O să o facem, o să o facem cum vrei tu. Cum vreau eu? Exact, o să stăm foarte apropiați, dacă vrei chiar lipiți. Mai ține-l de vorbă la telefon. Dacă s-auzi și în partea-ilaltă. Mărmă la asta nu. Cum e, șeful, merge? Gura, idiotule, că te-ai aflat. Avem deja un client pe fir. Am prins un fraier care... Sunt atât de excitată. Nu vrei să o facem? Bagă! Profesionism, nu glumește la guvern. Da, gata, e puraș cu interpretarea. Să nu mai ziceți că nu sunt sexy, amărâților. Ce faci, mă? Stați, mă, liniștiți. Fraierul a plecat, dar a lăsat receptorul deschis. Îl taxăm de-l rupem. Zi-mi unde ești, că vin oriunde după tine. În cabine la Anastasie, la Iliescu, unde-o fi? Am senzația că ești atât de aproape de mine. Te simt. De parcă ți-au și voce. Nu mai gen așa că mă termin. Azi, bă, pupă, să iau de ce baloane fac, bă, iau de-a. Sunt cu Heliu, domn sergent, că se duc în sus. Ce fac cu Răzna? Ne-am trăit și noi lucru de patroni, adevărat, dragă. Azi, mă, de ce naiba crezi că facem noi sute de milioane zilnic? Ca să ne îmbrăcăm tot cu joarsele alea de uniforme, a? Bă, băiații nebunii, păi dacă vă vede comandantul, mă? Ia uite, nași, dacă ne vede ce-i trag un cap în gură și cumpăr altul, mă! Păi bine, bă, nene, dar de unde v-ați cumpăra voi țoarele astea, că noi încă n-am încasat nimic? Bă, Chiorete, bă! Bă, s-au bătut designerii pe noi, mă, care să ne îmbrace când au auzit ce cifră de afacere avem, băi! Banii le dăm după, mă, mâine, când vine ăsta de la telefoane cu factura, că atunci încasăm și loveaua mare, mă înțelegi?
Și eu pot să-mi iau ceva? Alo, fetița, mai întâi mânca și după aia distracția, da? Apropo, de ce nu prestezi, mă? Homă, disperaților, că-i tot fraierul ăla. Ea era plecat la baie. Bă, mi-a dat și întâlnire. Băi, fetița, până la întâlnire ne-am înțeles? Cum a stabilit? Nu te întâlnești cu clientul. Că dacă îți vede fața, nu-l mai avem de client. L-am pierdut. Stați așa, domn Sergiu. Iarilor. Stai să văd și eu ce floare aveți. Și tu mă pipăi, mă. Dați mișto. Ofticoșii. O fi vreun sponsor gras și ei... E venit, iubitule. Normal. Da, vreau, dar stabilesc eu unde. Da. Noroc. Păi ia uitați, domn Serge, păi până și gogoașe s-a înțolit. Păi ce are, mă, nu e el inginerul nostru de rețea? Aveau și eu trei defensuri de-alea. Ho, bă, ho. Că ne-am gândit și la tine, amărâtule. Fii atent aici. Creațiile mele. Pentru mine? Portoar. Wow! Soare, căini, blâni, să mă îmbrac. Exact, wow, să te îmbraci, dar să nu-i cumva să-i spui lui aia, că după aia nu mai stă capul la muncă, mă. Da! A, veni bănuțul, ia vino, moșule, coace. Ia zi, câte milioane avem de luat? Mă, ce dracu ați făcut? Că n-aveți de luat nimic. Ba, aveți de dat vreo 10. Oh, ce? Ce fac, coace, moșule, să-l pui? Cum aveți, că N-am investit o grămadă bani în numele alea acum, nouă, trebuie să avem milioane acum! Ba da, dar a sunat la liniile rot, ce-mi dragi? Ia uite aici, deci dacă te nu te-ați vorbit, tot atâta și primit. Numai că ce suni, e mai scund decât ce primești. Hai, banul, și paga, că mi-ar ați datori. Păi și atunci și miețoarele, că dacă toți suntem faliți, nu mai aveți nevoie de ele. Fințitendiu meu! Ai venit, iubirea mea. Normal, tigrule. Unde e lumina? De-abia aștept să te văd. Nu, te rog, mă aprinde. Mă excită mai tare întunericul. Hârliți în aia, m-ați făcut să vin și până aici. Domnișoare, eu intru cu forța. Țineți cont că sunt ofițer NATO, știu și karate. Nu le înțelegeți, domnul prim-ministru este foarte ocupat, are o teleconferință. Ce teleconferință, domnișoară? Domnule prim-ministru, așa ceva este inadmisibil. Nu se poate. Știți că liniile de tel verde pe care le-ați înființat s-au transformat în linii erotice? Racolează soldați inocenți, recte iepurașa mea, să se prostitueze online. Nu se poate așa ceva. Este inadmisibil. Dătorește gogoașe, mi-a lăsat mâna gravidă, dar nu se poate. Și asta e măritată cu asta, dar tine, o să am un copil, o să am o mânuță. Doamnele și doamnele. Azi, a găsit și el o mână caldă, prima oară în viață. O să am o mânuță. Bine, comandantul, ce v-a sergent? Aștept o mânuță, șef. Ce e, dreaptă sau stângă? Veniți la botez. Alo, iubitule, sunt aici pentru tine. Nu așa, băi, nu așa, nu așa. Bine că nu-i dai și două palme lui ăla. Măi, fată, ăla sună la tine ca să... Hai încă o dată. Neatento, neatento. Iertare, șeful. Ok, hai. Păi uitați, tovarășul! Tovarășul Nicolae Ceaușescu! Uitați-vă că pe vremea dumneavoastră nu era așa! Rămâneți cu noi! Revenim imediat!
mergem, păi până și gogoașe s-a înțolit. Băi, ce are, bă? Da, dar vreau și eu trei defensori, mă scuzați, că nici s-a închisut și azi mai întâmplă o dată. Bine, mă, cu iată, așa.